Bab, prostule, ia vino aici. Am alergat până la el. A îngenunchiat în fața mea și a pus mâinile pe umeri și a zis: Bravo, ce băiat cu minte! Acum, dacă le arăți prietenilor mei ce prostăna cu minte ești, îți cumpăr o înghețată mare, bine? Pune capul jos în colțul ăsta și lipește picioarele de perete. Pe jos era murdar, plin de noroi și mie nu-mi plăcea noroiul. M-am uitat în jur ca să găsesc un loc mai bun sau ceva pe care să-mi sprijin capul. Ce mai aștepți? S-a răstit Coșru. Tu ești un prostănac ascultător. Hai, repede, capul la pământ. Pentru mine. Trebuia să fac asta pentru el. Mi-am pus vesel capul jos și am ridicat picioarele pe perete. Toți s-au pornit pe râs, după care Croșu mi-a zis: Acum freacă-te de perete până curezi locul lună. Am șovăit. Pe jos era mizerie și de fiecare dată când mă murdăream, mama mă certa. Hai, măi, repede, fii ascultător. Uite, copiii te aplaudă, toți te aplaudă. Nu aveam încotro. Ea ardeau de nerăbdare să fac asta. Așa că m-am întins pe pământ, iar copiii au aplaudat și mi-a spus râzând: Bravo, prostule, bravo, hai de-a dura. Cu cât mă rostogoleam mai mult, cu atât mai tare se tăvăleau și ei de râs. Știam că mama o să mă certe, dar nu-mi păsa. Mai important era să le fac pe plac lui Croșu și prietenilor lui.